Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? Credeți că veți reuși? De ce nu răspundeți? Vă e rușine să purtați acest dialog? Vă e frică să vorbiți cu oamenii? Ce răspundeți celor 1000 de judecători care fac un protest față de legea inițiată de dumneavoastră? Credeți că veți scăpa de pușcărie, domnule Dragnea? Le facem cadou să vă obișnuiți cu ele, domnule. Un infractor emite legi ca să scape de pușcărie? La pușcărie, omoiule! Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile din justiție ca să scape de pușcărie? Credeți că veți scăpa, domnule Dragnea? Le facem cadou. Dacă n-aveți nicio legătură cu Teldrum, de ce vă e frică de dosarul Belina? De ce nu recunoașteți că Teldrum e firma clanului dumneavoastră? Credeți în continuare că dosarul Belina Victor Ponta va denunța? De ce nu răspundeți? Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! O vorbă bună. Că nu mai avansă cu salariul. Nu pot în față să iau poze. Sau să supără și mă împui la meditație și s-ar face atmosfera proastă. Mă începe o gărăgie și... Așa cum ați văzut, câțiva protestatari rezistă, i-au arătat mesaje lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, care a fost laș astăzi și a refuzat să răspundă la întrebările noastre. Acum așteaptă să intre la instanță, privind imposibil mesajele celor cu protestul rezist care au venit aici la Înalta Curte de Casație și Justiție. De ce este atât de calm infractorul șef al PSD? Pentru că știe că Tudorel Toader îi va promova legile justiției. Legile prin care infractorul șef speră să scape de pușcărie. Văzut domnului, doamne. Puteți intra toată lumea. Da.
nimic. Hai, da, mă, da. Și acum, ar fi tare să intre, să-i dau afară. Auzi? Dar să intre, să zic eu de... De ce ați adus interlop la înalta curte? Credeți că speriați pe cineva dacă aduceți interlopi? Ați adus interlop ca să speriați martorii? Ați adus interlopii ca să intimidați martorii din dosar? Nu adus nicio... Măcar ajută și pe bătrânii. Voi nu ajutați pe nimeni. Da? Nu mă ajutați pe nimeni. Știți ce vorbim. Stai, mă, ce faci tu? Băi, ce faci? Deci este incredibil. Deci este incredibil. A agresat un jurnalist în înalta curte. Este incredibil. V-a condamnat? Sau încă nu vă... Chiar nu înțeleg. Pardon. Ia uitați aici. Liviu Dragnea a păzit cu interlopi, așa ceva vedeți? Doamnelor și domnilor, numai în romanele lui Mario Puzo. Mario Puzo este autorul scenariului de la serialul Nașul. Liviu Dragnea este păzit cu interlop. Sunt oameni care sunt la exact ca în romanele lui Mario Puzo. Domnul Bălin, lăsați minciunile, domne. Nu are nevoie să vină până la proces. Deci ați adus interlop la înalta curte? Credeți că intimidați cu interlopii? Nu vă e rușine? Deci ați adus interlop? Vreți să intimidați martorii cu interlop? Doamna de acolo este interlop. Vreți să intimidați martorii să schimbe mărturile în dosar? Vreți să intimidați martorii să schimbe mărturile în dosar? Lăsați omul să se urce în mașină.
De ce ați adus interlop, domnule Dragnea? Vreți să intimidați martorii cu interlop? Vreți să intimidați martorii cu interlop? Președintele Camerei Deputaților vine cu interlop la înalta curte? Un infractor aduce interlop la înalta curte? Vreți să intimidați martorii? Vreți să intimidați martorii? De ce m-a lovit în stomac? Cine ești tu? De ce mă lovești? De ce mă lovești? Vreau să părăsesc zona. De ce m-ai lovit? M-a lovit în stomac. Nu te-a respirat. Ce vrem ăsta? Uitați-vă cu el, m-au lovit în stomac. Și la înalta curte și aici m-au lovit. Cum e posibil să aducă oameni buni? În ce țară trăim? Președintele Camerei Deputaților aduce interlop să agreseze jurnaliștii la înalta curte. E inadmisibil. E inadmisibil. Cine ești, domne? Ești interlop? Ești din clanul duduienilor? Crezi că intimidezi pe cineva, interlopule? Te-a plătit Dragnea să ne intimidezi? Ce mai lovit la înalta curte? Vă rog frumos să legitimați! Domnul jandar! De ce mai lovit la înalta curte? Domnul jandar! Credeți voi interlopi! Voi interlopi din planul judienilor! Credeți că intimidați oamenii cinstiți pentru Dragnea? Domnul jandar, m-am rugăminte! Da? Crezi că intimidezi oamenii cinstiți? Domnul jandar! Crezi că intimidezi jurnaliștii? Domnul jandar, m-am rugăminte să vă legitimați, da? Nu! Deci este incredibil, m-au lovit în stomac și înficat. Pe mine m-a agresat, vreau să vin să depun plângere scrisă, o problemă. Da? Spun pentru mașină, ce? E așa, gratis. Și noi ne facem da, să-i cerem datele, nu aveți voie să filmați datele persoane. Aveți nevoie! Nu filmați nimeni datele personale, legitimează plângul. Ca martor, ca să văd... Dar luăm mâna de pe mine! Nu rămâneți pe partea ta rusabilă. Nu vă supărați, atenție la mașină, mergeți pe trotuar. Ce mințiți atâta că este? Haideți, doamnă, că eu sunt jurnalist, doamnă, v-a trimis Dragnea cu diversiuni din asta. Din PSD. V-a trimis Dragnea cu diversiuni. Cine că erai prieten cu acei doi? Nu ți-e rușine? Erai în fața mea. Cum poți să minți? Cum poți să minți? Erai acolo cu toți infractorii și acum brut ai fost lovit. Nu ți-e rușine să minți? Cum poți să minți așa? Cum poți să minți că te-a lovit? Că nu te-a lovit chiar deloc. Nu, e Codrin Ștefănescu, lasă-l pe ăla că nu merită. Asta e altceva. Ce mincinoasă e, mă, că ai lovit-o, mă, ce mincinoasă, mă, era prietenă cu... Uite că s-a dus direct la Codrin Ștefănescu. S-a dus direct la...